Bună ziua! Bună ziua! Cine v-a spus despre casele din Good Residence? Cum ați aflat despre ele, practic? Pe internet, practic, și am sunat și am dat de domnul, l-am găsit pe domnul Robert, un tânăr foarte amabil și care ne-a ajutat foarte mult. Ne-a arătat, practic, la casele din zona asta și ne-a arătat casa Maya, care practic este în rangiul prețului care vrem noi să cumpărăm casa. Și la casa Maya, practic, ce vă place cel mai mult și la ansamblu Good Residence? Ne place liniște, aerul curat și faptul că nu are etaj. După o anumită vârstă, ți-e mai ușor să nu mai urci la dormitoare sus și să le ai toate la același nivel. Și este destul de mare, poate chiar prea mare pentru două persoane, dar este frumos împărțită, frumos lucrată, extrem de cum am vrut noi, ca să zic așa. Și am văzut mai multe case, dar majoritatea sunt cu etaj, ceea ce pe noi nu ne avantaja. Și ca și preț, cum vi se pare prețul casei față de celelalte case pe care le-ați văzut și despre care mi-a spus că le-ați văzut? Și... Da, poate că prețul mi se pare că este ok. Este poate un pic mai scumpă decât casele cu etaj, dar faptul că exprimă ceea ce vrem noi este nemaipomenit. Ok, mulțumesc frumos și mult succes! Mulțumim mult și țin să mulțumesc și echipei care ne-au ajutat și ne ajută în continuare, diriginta de șantier, doamna Nicoleta, o persoană extraordinară, de serviabilă și asta contează foarte mult, și parolistă. Absolut toți au fost deosebiți și ne-a făcut o plăcere să ne mutăm. O să ne facă plăcere să ne mutăm aici pentru că n-am întâmpinat greutăți. Cam asta. Și eu mulțumesc pentru interviu. Plăcere.